Un pariu stupid a adus sfârșitul unui tânăr în vârstă de 24 de ani. Curios să vadă cine este mai rezistent la băutură. Trei tineri au consumat mult alcool, iar la final unul dintre aceștia și-a pierdut cunoștința. Amicii l-au scos în drum și l-au abandonat pe jumătate dezbrăcat într-un șanț. Au crezut că așa este mai bine să procedeze, decât să afle părinților că s-au îmbătat. Victima însă a murit de frig, iar prietenii de pahar sunt cercetați pentru ucidere din culpă. Trei tineri din vasul au decis să dea o petrecere, asta după ce unul dintre aceștia urma să plece în străinătate la muncă. Printre ei s-a numărat și victima, un tânăr de 24 de ani care a fost găsit mort la câteva ore distanță. După ce au pariat care bea mai mult, victima a rămas inconștientă în casă, iar prietenii au decis să-l scoată afară pe tânăr, abandonându-l pe marginea drumului. Gerul de peste noapte a fost fatal băiatului de 24 de ani, iar poliția locală a fost cea care a descoperit cadavrul înghețat și de dezbrăcat al acestuia și a anunțat imediat familia. În afara pariului pe cel care l-ar fi pus, vecinii sunt de părere că băiatul ar fi fost și jefuit, neștiind în ce stare se mai află după ce a consumat pahar după pahar. Apropiații mărturisesc că acesta era foarte cuminte și niciodată nu a făcut probleme celor dragi. În aceste momente s-a deschis un dosar penal, iar la autopsia acestuia s-a descoperit că tânărul a murit înghețat. Ceilalți doi tineri cu care el a băut sunt cercetați sub control judiciar pentru ucidere din culpă.